la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Este luni, mergem la psiholog, avem întâlnire cu psihoterapeuta noastră, Raluca Anton. Bine ai venit, Raluca, în direct pe Drum cu Prioritate. Servus, bine te-am găsit și bine v-am găsit, de fapt. Despre ce vorbim astăzi, Raluca? Uite, m-am gândit să abordăm un subiect cu care eu mă simt foarte confortabil, pentru că îl cunosc foarte bine, și m-am gândit să povestim despre frici și despre faptul că de cele mai multe ori tindem să minimizăm efectul acestora. Știi, și să le spunem inclusiv copiilor, le spunem de foarte multe ori, dar n-ar trebui să-ți fie frică. Acum, de ce ți-e frică? Lasă, totul va trece la un moment dat. Lucru care, din păcate, nu ne ajută pe termen lung să înțelegem ce ni se întâmplă. Și cred că e important să abordăm acest subiect, poate aș zice un pic mai susținut decât am făcut-o până acum. Și atunci, invitația mea pentru azi este să ne gândim fiecare dintre noi la poate povestea pe care ne-o spune o frică în momentul în care apare. Știi că lucrurile astea, emoțiile pe care noi le trăim, emoțiile pe care le simțim în anumite momente, nu apar pur și simplu. Ele sunt întâi de toate un semnal de alarmă. Ele încearcă să ne transmită ceva. Și atunci primul lucru pe care i-aș invita pe cei care ne ascultă să îl facă este să se gândească, atunci când îmi este frică, oare ce încearcă acea frică să-mi spună? Oare ce încearcă acea frică să-mi transmită? Oare care este povestea ei? Și să învățăm să o ascultăm, pentru că acolo sunt foarte multe mesaje cheie care apoi ne-ar putea ajuta pe termen lung să gestionăm aceste emoții pe care le simțim. Adică ce spui tu, Raluca, este că nu întotdeauna este sănătos să încercăm să alungăm frica pe moment și să o înțelegem cumva, să... Exact. Știi că așa să ne imaginăm că emoțiile acestea pe care noi le simțim, în momentul în care încercăm să le alungăm, ele vin înapoi, spunem noi în psihologie, ca un bumerang. Adică viteza cu care ele se întorc e mult mai mare și ne lovește bumerangul respectiv mai puternic decât ne-am imagina. Ori încercând să ne spunem de multe ori, nu mă mai gândesc la chestia asta, n-are niciun sens să simt lucrurile astea, de fapt, pe termen lung nu ne rezolvă problema. Și e important să înțeleg întâi de toate cu ce mă lupt, care este povestea pe care eu mi-o spun în momentul în care trec printr-o situație care îmi produce disconfort. De exemplu, în momentul în care eu sunt în relație de cuplu, că toți suntem în luna februarie și am povestit și săptămâna trecută despre asta, dar simt poate o frică când vine vorba de pierderea partenerului, de pierderea relației, de o anumită despărțire. Mă gândesc de multe ori că am putea să ne despărțim. Cred că aș sta în momentul în care eu îmi spun aceste lucruri și apar aceste gânduri, să văd de fapt care este povestea din spatele acestor gânduri. Oare unde am învățat că relațiile se pierd? Oare în ce contexte din viața mea am stat tot timpul cu frica că partenerul sau partenera, fie al meu sau a mea, fie cineva din familie, va pleca? Oare în ce context am văzut această tranziție a plecării și venirii cuiva în relație? Și deja putem să începem să construim multe informații când vine vorba de o temere specifică pe care o am, pierderea unei relații. La fel de bine pot să fac atunci când mă gândesc la performanță și mă gândesc la examene, mă gândesc la testele pe care le am. Care este povestea performanței? Ce se întâmplă dacă eu nu câștig, nu iau un premiu, nu iau o notă suficient de mare, nu avansez la locul de muncă? Nu iau jobul pe care mi-l doresc. De obicei exista presiunea din partea părinților, familiei, a cunoscuților. De exemplu, putea exista o presiune din partea familiei și vezi, uite, asta este iarăși o chestie generică. Ce este această presiune? Ce-ți spuneau ei? Vezi, uite-te, nu te descurci. Ți-am zis de nenumărate ori câte lucruri trebuie să faci, tu nu l-ai făcut pe niciunul dintre ele. Dar colegul tău cât a luat? El ce-a făcut? Și deja avem o construcție a îngrijorărilor cu privire la performanță, pe care oricât de ciudat ni se pare, le purtăm cu noi pe parcursul vieții și noi ajungem să fim adulți de 30 și ceva, 40 și ceva, 50 și ceva de ani la job, în fața unui proces de avansare, de exemplu în carieră, și noi ne gândim, dar oare colegul cât o fi luat? În loc să stăm cu noi înșine și să vedem, bun, dar eu ce știu despre mine? Ce știu despre aptitudinile mele, calitățile mele, ce știu despre punctele mele slabe în anumite contexte. Vorbeam ora trecută pe Drum cu Prioritate despre frica de a cere o mărire de salariu atunci când tu consideri că ai merita-o. Cum tratăm frica asta?
Vai, dar uite, chiar săptămâna trecută povesteam cu o clientă fix despre chestia asta, pentru că bucuroasă după multă vreme a mers să spună eu cred că am nevoie de mai mult decât atât. Și eu cred că aici vine și cu o poveste a unei modestii prost înțelese. Știi că noi venim din comunități, din astea în care de foarte multe ori auzim, dar numai să fii modest, puiul lui mama, și lasă, nu cere tu mai mult, stai tu în banca ta, la locul tău, și uite cum deja încep să construiesc o poveste despre mine, cum că eu n-aș merita mai mult decât atât. Pentru că eu trebuie să stau la locul meu și în banca mea și încep să mă subevaluez și să mă gândesc că alții tot timpul merită mai mult sau pot să câștige mai mult. Și atunci, înainte de a trata asta, cum spuneai tu, prima dată trebuie să vedem de unde vine povestea asta, adică de ce am ajuns să cred despre mine că eu nu aș merita mai mult decât atât. Eu îmi dau seama, uite, ascultându-te spunând chestia asta, îmi dau seama că eu de foarte multe ori am auzit povestea asta a modestiei. Și să stai în banca ta și să stăm lasă că noi nu facem noi acum cu minți așa și liniștiți. Și asta așa de multe ramificații are, știi, ca o caracatiță, frica asta de a cere mai mult decât ne oferă alții. Și în lumea în care trăim, tot timpul vom primi mai puțin decât merităm, pentru că așa funcționează lucrurile. Da, sunt curios câte demisii o să fie scrise după emisiunea asta și după ce am discutat în ora 16 și după întâlnirea noastră la psiholog. Raluca Anton, mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile tale și de-abia aștept reîntâlnirea de săptămâna viitoare, luni, la aceeași oră, 17:10. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, să ne revedem cu bine. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.